Guvernul ne pregătește o surpriză. Oficialii iau în calcul să reintroducă plafonarea cu 50 de bani a prețului carburanților. Decizia ar veni în contextul în care benzina și motorina au început din nou să se scumpească. Ne spunem mai multe pe această temă. Cornel Chitucea, te ascultăm. Bun găsit, Irina, bun găsit, doamnelor, domnilor. Iată că într-o perioadă în care prețurile la carburant cresc extrem de tare, guvernanții au în calcul reintroducerea plafonului cu 50 de bani pe litru, atât la motorină cât și la benzină. Ce este de precizat este că acest plafon va fi aplicat din nou doar în condițiile în care prețul la pompă afișat în zilele următoare va atinge prețul pe care l-am avut în momentul în care a fost aplicată prima dată acest plafon. Pe de altă parte, ce vreau să vă mai precizez este că în cazul în care guvernanții vor lua decizia de a ne ajuta din nou cu cei 50 de bani pe litru, aplicarea acesteia se va efectua pentru un termen fix, mai exact 3 luni de zile, iar mai apoi se va analiza din nou prețul la carburant și în cazul în care, bineînțeles, prețul se va menține ridicat sau chiar va depăși valoarea aceasta, se va aplica iar plafonul de 50 de bani. Vă reamintesc că totodată că de la 1 ianuarie 2023 această plafonare a prețului a fost sistată de către guvernanți, punând această decizie pe seama faptului că prețul la carburant a scăzut.